Vă salut, dragi prieteni! Eu sunt Bogdan Gamaleț și vă invit, ca de fiecare dată, să râdem împreună urmărind o parodie după un basm de Petre Ispirescu, a jurnalistului și scriitorului George Hodorogea. Făt frumos cel rătăcit! O fecundare in vitro. A fost odată o pereche de oameni muncitori, dar vai de capul lor! Trăiau cum de da Dumnezeu. Toată nădejdea lor era într-o vacă cu care se hrăneau. Și-ar fi voit și ei să aibă un copilaș, dar fu peste poate. Cercetară în dreapta și în stânga ca să afle niscai valeacuri care să le desfacă făcutul stârpiciunei lor, dar ioc. Parcă erau frați cu ghinionul, nimeni nu știa să învețe ceva. Mai umblară ei ce umblară și, la urma urmelor, află despre povestea lor o cunoscută realizatoare de televiziune și care avea pe un post important o emisiune gen Surprize, Surprize. Cuconița reporteriță, mirosind o afacere bună, îi invită la show-ul ei, unde amărâții oameni se întâlniră cu un cunoscut medic genetician, care le promise că îi ajută pe gratis și se ținu de cuvânt, fiindcă toate cheltuielile fură suportate de televiziunea respectivă. Emisiunea se transformase într-un reality show, iar cei doi Popescu, ca așa îi chema, trebuiră să suporte să fie filmați permanent. Astfel, publicul putu asista la inseminarea artificială a doamnei Popescu, la felul cum decurgea sarcina și chiar momentul de maximă audiență al nașterii. Și, deși nu ieșise un copil chiar excepțional, părinții, de bucurie, îl înscriseră la starea civilă sub numele de Făt Frumos Popescu. Săracii, slabi de minte, nu se gândiseră nicio clipă ce va păți pruncul când va fi mare și va trebui să se prezinte Făt Frumos Popescu. În sfârșit, mortul de la groapă nu se mai întoarce, așa că rămase copilul cu numele tembel, postul de televiziune terminase, show-ul nu mai prezenta interes, iar medicul fusese cel mai câștigat. Avusese parte de un plin de reclamă gratuită, iar acum era coadă la cabinetul său. Veneau babe din toate colțurile lumii, care mai de care rujate și fardate plus fezandate cu litri întregi de apă de colonie ieftină, dar profund mirositoare, ca să le fecundeze și pe ele. De zicei că nu mai este cabinet medical, ci dita mai azilul de bătrâne. Copilăria lui Făt Frumos Popescu. Copilul crescu și se făcu mare. Când era de un an, parcă era de cinci, iar când fu de cinci, parcă era de 15. Și de ce creștea, de-aia se făcea mai frumos și mai drăgălaș. Dar rămite de învățat, învăța ca nealții pe lumea asta mare. N-apuca să audă de la educatoare ceva, că el învăța și mai mult decât ea. La primul test de IQ îi zăpăci și pe cei care îl cercetau. La 10 ani intra la liceu, iar după 3 ani era admis la ele mai tari facultăți din țară și Europa. Micul lui și ponosit dormitor era blocat de diplome și cupe. Doar cu banii stătea mai prost, noroc cu bursele de merit, fiindcă altfel nu avea nici pantaloni să meargă la școală. Trebuie să spunem că a fost un elev chinuit. Colegii îl priveau ca pe o ciudățenie și își băteau mereu joc de el, iar fetele, când îl vedeau cu hainele învechite și peticite, strâmbau din nas și locoleau de la mare distanță. Noroc cu profesorii care chiar îl apreciau, ba chiar se mândreau cu el, mai ales că Făt Frumos Popescu le aducea mereu diplome și cupe de la olimpiade și alte concursuri. Și așa, băiatul nostru ajunsese chiar de poveste. Vorba aia veche. Unii ziceau că știa carte până în glezne, alții că până la genunchi, iar alții până în brâu. De ne-ar fi întrebat pe noi, am fi zis că știa carte până în gât. Plecarea de acasă. Într-o bună zi, băiatul se duse la gară să vadă la ce ore are tren spre București.
Trebuia peste câteva zile să plece la o facultate pentru a vedea ce-i oferă. E momentul să o spunem și faptul că Făt Frumos Popescu nu fusese plecat niciunde de unul singur și în privința asta era cam năuc. Ghinionul lui fu că tocmai atunci era în gară un tren pe care scria București. De curiozitate se urcă în tren să vadă cum e, dar nu apucă să vadă că trenul și plecă în viteză. Și în plus, nici nu mergea la București, ci venea de acolo. Speriat, băiatul se ghimui pe un scaun și se uita ciudat pe geam și vedea cum se îndepărta de orașul său. După un sfert de oră a apărut și controlorul și cum băiatul nu avea nici bilet și nici bani, fu dat jos în prima gară unde avea oprire acceleratul, adică la vreo 60 de kilometri de casă. Și astfel, Făt Frumos Popescu se trezi într-o localitate necunoscută și fără bani. Ba, mai mult, la un moment dat, mergând pe lângă o casă veche, din acoperiș căzură câteva țigle și nimeriră în capul său. Căzu la pământ și pentru câteva momente nu știu nimic de el. Era vai de capul lui, sângele curgea și două umflături apărură în creștetul său. Cu greu se ridică și plecă mai departe. Lui Făt Frumos îi veni o idee și, după ce văzu un indicator pe care scria numele orașului său, plecă pe jos în direcția indicată. Numai că nu știa sărmanul că în urmă cu vreo câteva zile un tir intrase în indicator și îl cam mutase. Așa că Făt Frumos Popescu, în loc să se apropie de casă, se îndepărta cu fiecare pas pe care îl făcea. Când prinseră de veste părinții că băiatul nu e prin casă, caută-l în sus, caută-l în jos, nu e. Ba mai în dreapta, ba mai în stânga, deloc. Mai cercetară pe aici, pe colo, mai cercetară și pe dincolo, degeaba. Nici pomeneală de copil. Și cum într-un târziu aflară de la niște vecini că au văzut niște căruțe de ursari, fură convinși că țiganii le furaseră copilul. S-au dus la poliție, au reclamat. Polițiștii au cercetat într-o doară și rezultatul a fost la fel. Băiatul era de negăsit. L-au plâns părinții până când se istoviră și dânșii. Și ochii în lacrimi merseră la biserică unde dădură ceva acatiste, convinși că fiul lor nu se va mai întoarce niciodată. O tovărășie neașteptată. Când veni noaptea, băiatul nostru se trezi singur, flămând și speriat, departe de orice locuință. Se așeză pe iarbă și începu să plângă. Și când plângea el mai în hohote, se auzi o pocnitură și o mașină frână brusc și patină ieșind de pe șosea. Pasămite făcuse o pană de cauciuc. Spre surprinderea băiatului, din mașină coborâre trei doamne, trecute de prima și chiar a doua vârstă, și începură să se agite pe lângă roata dezumflată. Se agitau fiindcă habar nu aveau ce să facă. Erau trei surori ce se întorceau de la o nuntă. Atunci, Făt Frumos Popescu, care întâmplător știa ce să facă, se apropie de ele și șoferi ajutorul, ajutor acceptat de grabă și fără mofturi. Băiatul se descurcă repede, schimbând cauciucul spart, și atunci femeile îl întrebară ce caută pe acele coclauri singur în noapte. Băiatul le povesti cum plecase de acasă din greșeală și cum se rătăcise. Femeile îl întrebară dacă are un telefon. Răspuns negativ. Dar părinții lui? Din nou răspuns negativ. Și atunci îl întrebară din ce localitate este. Și din nou răspuns negativ, ceea ce le miră total pe cele trei cucoane. Pasămite că lovitura de la cap îl zăpăcise destul de rău pe băiat. Miloase, cele trei doamne îl luară cu ele în mașină și, după o oră de mers, mașina se opri în fața unei vile impunătoare. După alte câteva minute, băiatul a avut parte de un duș fierbinte și ceva haine, cam mari, dar uscate și curate,
după care fu instalat la masă și băiatul putu să mănânce pe săturate, după care a avut parte și de un pat curat și de un somn profund. Urma ca a doua zi cele trei femei să iau o hotărâre în legătură cu situația lui Făt Frumos Popescu. O casă plină de fete. A doua zi dimineață, băiatul se trezi odihnit, vesel, dar încă puțin amnezic. Își amintea tot ce învățase la școală. Își aducea aminte și cum îl chema, parțial, doar prenumele de Făt Frumos, dar nu și numele de Popescu, și nici nu putea deloc să-și amintească de unde venea și cine îi erau părinții. Primul lucru pe care îl făcu băiatul fu să viziteze uriașa vilă și rămase surprins de marele număr de camere, prea mare doar pentru trei cucoane singure și deloc tinere. Chiar le întrebă de rostul numeroaselor camere, dar cucoanele zâmbiră și nu răspunseră. În schimb, pe măsură ce trecea timpul, începură să apară musafiri. De fapt, musafire, căci era vorba de mai multe fete tinere, bine făcute și îmbrăcate destul de sumar. Apoi, după prânz, începură să apară și bărbații, de toate vârstele, de la tineri cam tupeiști la moși simandicoși. Și cum venea câte unul, cum câte o fată se retrăgea cu el într-una din numeroasele camere. Ceea ce îl surprindea pe băiat era faptul că una dintre cucoane stătea nemișcată la un fel de birou, iar fiecare bărbat care venea lăsa pe birou un teanc de bani, uneori mai mare, alteori mai mic. Ceea ce nu știa băiatul nostru, neavând el prea multă experiență de viață, era că uriașa vilă era de fapt un bordel clandestin, iar surorile erau pe post de matroane. Afacerea se vede că mergea bine, dovadă atât numărul de fete cât și numărul de bărbați care treceau zilnic pragul vilei. Un băiat devine bărbat. Cucoanele, care oricum nu aveau copii, niciuna nefiind niciodată măritată sau măcar cuplată, se hotărâră să-l păstreze pe Făt Frumos la ele în casă, măcar până ce acestuia să-i revină total memoria. Urmară vreo 3 ani în care băiatul o duse în huzur, cucoanele îi satisfăceau toate capriciile, iar el se făcu de folos ocupându-se de aprovizionări, achitări de facturi, comisioane, etc. Ba mai mult, deveni indispensabil și fetelor, fiindcă de câte ori acestea aveau nevoie de ceva, de la țigări sau ceva alcool, până la obiecte de lenjerie intimă sau ceva produse farmaceutice, Făt Frumos se și oferea și le servea rapid și exact cu ce le trebuia. La început, fetele îl recompensau cu bani pentru ajutor, dar pe măsură ce băiatul creștea, fetele îl mai cadoriseau și cu o mângâiere discretă și chiar îl mai și pupau languros. Când au aflat fetele că băiatul era virgin, începu o adevărată întrecere între ele care să-l facă bărbat. Ceea ce se întâmplă destul de curând. Odată transformat în bărbat, Făt Frumos a avut parte aproape zilnic de plăceri carnale și totodată gratuite. Și totul mergea pentru băiatul nostru într-un continuu dolce farniente. Dar cum totul are un început și un sfârșit, veni și o zi când o căzătură cu urmări. Ei bine, băiatul nostru, într-un moment de grabă și neatenție, se împiedică și alunecă pe scări și se lovi din nou la cap de colțul unei balustrade. Au chemat salvarea imediat, dar medicii nu constatară nicio urmare gravă. Ba, din contră, dintr-o dată Făt Frumos începu să vorbească fie în engleză, fie în franceză. Apoi începu să rostească tot felul de formule matematice și chimice, de-l crezură cu toate fetele drept nebun. Numai că băiatul nu înnebunise deloc, ci lovitura la cap îi readusese memoria la locul ei. Iar informațiile ce stătuseră aglomerate și ascunse în cap, din cauza amneziei,
Acum încercau să se revanșeze și ieșeau una după alta, fără control. Dar nu dură mult și după o oră băiatul se liniști și le spuse surorilor că acum știa cine este și de unde vine. Le mai spuse că le va părăsi, cu regret, dar trebuie să-și urmeze calea, adică facultatea. Atât cucoanelor cât și fetelor le părură rău de plecarea băiatului, dar nu-l lăsară să plece fără un chef de pomină. Așa că, a doua zi, fetele și cucoanele închiseră porțile pentru clienți și de dimineață toate făcură ce putură mai bine pentru o petrecere de pomină. Și așa a fost. Seara, vila fu asaltată de muzică la maxim, băutură și voie bună. Și petreceau o grămadă de fete, trei babe și un singur băiat. Așa că, făt frumos Popescu, fu obligat să danseze cu toate pe rând, dar nu-i păru rău. Însă cheful se opri brusc, odată cu lovituri puternice în ușă, care în câteva secunde sări din țâțâni. Un raid al poliției de moravuri. Ce se întâmplase? De ceva timp, poliția de moravuri supraveghea bordelul clandestin, iar în seara asta, văzând zgomotul și muzica, polițiștii, crezând că este vorba de o orgie organizată, puseră la cale un raid și astfel, fără preaviz, dărâmară ușa și vreo 20 de mascați năvăliră în vilă. Atât fetele cât și cucoanele plus făt frumos fură săltați, urcați în dube și cărați fără amenajamente la sediul de poliție. Acolo nici fetele și nici cucoanele nu recunoscură nimic, dar polițiștii, suspicioși pe numărul prea mare de fete fără de ocupație, insistau în anchetă. Fiind convinși de faptul că fetele erau curve pe bani și cucoanele pe post de matroan. Nu înțelegeau însă rolul lui Făt Frumos. Făt Frumos salvează situația. Acesta, văzând situația dificilă a celor care avuseseră grijă de el peste 3 ani, se hotărâ să intervină. Îi veni o idee și o puse în aplicare, nu înainte de a le înștiința pe fete de planul său, ca nu cumva să-l dea de gol. Băiatul declară că fusese angajat de fete, prin intermediul celor 3 surori, ca să le ajute la pregătirea pentru examenul de bacalaureat. Polițiștii îl luară de râs, dar băiatul îi rugă să-i verifice numele și pregătirea. Spre surprinderea lor, polițiștii aflară că tânărul reținut de ei este un geniu, cu un IQ mult peste medie. Totodată aflară și de dispariția lui, dar băiatul le povesti de lovitura la cap și de amnezia ce urmase. Polițiștii nu mai avură ce să spună. Bănuiau încă că era vorba de prostituție, dar cum nu le prinseseră în fapt, nu găsiseră niciun bărbat, fură nevoiți să le elibereze, ba chiar să-și ceară și scuze. Și am încălecat pe oșa. Ce să vă mai spunem? Făt Frumos se întoarse acasă spre bucuria părinților săi, dar nu mai plecă la facultate în străinătate. Și fiindcă îl atrăgea cam des ața la vila celor 3 cucoane, se înscrise la una din țară. Astfel putea să vină de câte ori dorea și putea în vizită la fete. Fete care îl primeau ca pe un erou și îl răsplăteau cum știau ele mai bine. Și îl răsplăteau așa de mult încât la plecare Făt Frumos Popescu abia se mai ținea pe picioare și era la culoare tare străveziu. Trebuie să vă mai spunem că, din spirit de răzbunare sau, mai simplu, dal dracului, Făt Frumos Popescu, de câte ori se întorcea acasă, venea însoțit de 2-3 fete de la bordel și se plimba cu ele ostentativ prin centrul orașului, înnebunindu-le astfel pe fostele lui colege care îl trataseră cu atât dispreț în copilărie. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea lui Făt Frumos cel rătăcit temporar. O poveste nu pentru cei mici, ci eminamente pentru adulți.
Deci, noapte bună, mame și tătici, eventual și bunici. Eu sunt Bogdan Gamaleț și vă mulțumesc pentru că mă urmăriți. Îi mulțumesc de asemenea și prietenului nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Și nu uitați că viața este frumoasă atunci când râzi. Râdeți, oameni buni, râdeți cu poftă. Viața este scurtă și trebuie să ne bucurăm de ea. Pe curând!